seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și să știți că am trecut bariera sonică, cum spun eu, am trecut de 10.000 de like-uri pe săptămână, peste 12.000 de like-uri strânse. Asta este un semn bun, înseamnă că ceea ce fac pentru dumneavoastră e bine și mă bucur că este așa. Bineînțeles, o să doresc să ne continuăm periplul legat de luna neagră. M-ați rugat, o să vă spun, dar să știți că așa sumar ce înseamnă în elemente, apoi trecem să vedem mai departe ce înseamnă Lilith în berbec. Deci, când Lilith se află în semne de fox, Lilith sau luna neagră, în berbec, leu sau săgetător, am observat că nativii sunt supuși la tot felul de schimbări neașteptate, schimbări pe care nu le pot controla, dar care trebuie să sunt nevoiți să le adapteze la ei. Foarte interesant în tema natală a României, acum vreau, nu vreau, fac atingere un pic, nu vreau să fac politică, decât atât vreau să vă spun. Luna neagră este în casa, pentru România, în casa a 10-a, deci Lilitul din tema natală a României se pare că ne articulează de nu se poate, mai ales că acum cu Jupiter în tranzit, pe casa în săgetător, Lilit a făcut conjuncție. Și părerea mea, stând și analizând situația din ianuarie și până acum, asistăm de fapt la o lecție pe care ne-o servește Saturn, chiar dacă este în aspecte bune și o susțineam tot timpul, pentru că am observat în majoritatea cazurilor că dă o foarte mare stabilitate, s-ar putea, dacă este să traducem ceea ce se întâmplă la ora actuală în România, că acest Saturn ne servește o lecție și în special celor care au votat ce au votat. Asta ați vrut, uite, asta aveți, spălați-vă cu ei pe cap, pentru că la un moment dat nu o să mai puteți și o să vă ajungă cuțitul la os. Asta e, noi n-avem ce să facem. Și iată că acum vine Lilith, apropo de însemne de foc, ce semnifică ea? Pentru că fiind însăgetător, lucrul acesta, fiind într-o perioadă însăgetător, acum trecând numai puțin în semne de foc, ea a trecut către partea de... La ora actuală, este în semnă de foc, în săgetător alături de Saturn. Iată că o simțim cu vârf și îndesat și nu numai. Sunt supuși, toți suntem supuși unor transformări cărora nu ne putem împotrivi. Un culilit în semnă de aer, în gemeni, în balanță și în vărsător, înseamnă că mintea nativului, gândurile lui trebuie să se schimbe, să nu se mai lasă ademeniți de lenea nativă, să nu se mai refugieze când au probleme în turnul lor de filde. Știți că semnele de aer de regulă se detașează cu foarte mare ușurință și în momentul în care au mari probleme, se retrag, cum spun eu, în turnul lor de filde. Unul se retrage ca să scrie, unul se retrage... în viața monahală, să știți că sunt verificate și să confirmă ceea ce, în baza acelor date, am tras concluziile acestea. Când avem un Lilith în semne de pământ, în Taur, în Fecioară și în Capricorn, este clar că nu vom avea viața la care am visat și atenție că și Lilith va trece în Capricorn odată cu Saturn. Pur și simplu, spiritul lui Lilith pe pământ este corpul, corpul nostru fizic. De fapt, Lilith ne învață să trăim autentic în corpurile noastre, să nu ne fie teamă cum arătăm, să nu ne fie teamă să ne afirmăm indiferent de conformație, de modă, de vogă, indiferent de forma acestuia sau de aspect. Imaginați-vă pe Lilith cum s-ar manifesta în semne, cum s-ar manifesta în semne de pământ. Nu-mi vin în minte alte lucruri decât că ne confruntăm cu situații sau ipostaze pe care societatea le respinge ca fiind impure sau necurate. Să ne gândim doar la tatuaj, de câte ori nu aveți reacția de a întoarce capul când vedeți un tânăr sau o tânără marcată de tatuaje din cap până în picioare sau cu diverse piercinguri în nas, în buze, în ochi, pe pleoape, pardon, la buric vara când îți cu abdomenul gol. Sau faptul că foarte multe frustrări au adunat femeile care sunt mai plinuțe, pentru că dacă bărbații mai plinuți au reușit să acceadă în posturi în care
chiar dacă erau plinuți, nu dădeau rău, femeile mai greu au putut să o facă pe sticlă, să iasă, să prezinte un buletin de știri, un buletin meteo. Cum spunea cineva către mine, că destul de târziu am intrat în televiziune, să știți că destul de târziu am intrat în televiziune pentru că n-am vrut să intru atunci când eram studentă sau am încercat diverse chestii și nu mi-au plăcut, am preferat scrisul. Acum am Volens Nolens de 17 ani, sunt alături de dumneavoastră și încerc să leg un dialog dincolo de ecran, să încerc să deschid, dacă se poate spune așa, mințile unora care au nevoie de această informație. Un Lilith în semne de apă, și aici este partea frumoasă, rac, scorpion sau pești, ei bine, nativii care au această poziție a lui Lilith, percepțiile intuitive sunt atât de puternice încât induc o senzitivitate acută, clar văzător, clar intuitiv, clar auditiv, dar mai ales calități mediumnice, aplicare spre tarot, aplicare spre astrologie, aplicare, deci lucruri care și dacă luați și chiar îi rog pe colegii mei care fac astrologie sau pe atenție mare, unde l-aveți pe Lilith, că e posibil să o aveți chiar și în casa 8-a, în casa ezoterismului, alături de însemne de apă și atunci acest lucru vă ridică, cum spun eu, mingea la fileu. Acum vreau să mergem la Lilith în berbec, pentru că începusem să vorbim săptămâna trecută despre el, nu am apucat să vă spun decât câteva vorbe, ani în care ea a fost în berbec, anumite puncte pe care le-am subliniat și acum aș vrea să mergem mai departe să vedem care este forma de manifestare a lui Lilith în berbec. Păi, nativul este de obicei luminos și carismatic, are un comportament excentric, fără angajamente ferme față de reguli sau de standardele morale și sociale. Să vă așteptați la reacții compulsive dacă doriți să îl sau să o cuceriți, lucru care lor li se pare firesc și normal, deci așteptați-vă la reacții copilăroase când dorințele lor nu sunt împlinite, la acel botic când sunt supărați. Frecvențe confruntă cu nemulțumirea față de sine, față de viață și atunci abordează orice posibilitate de afirmare, luptă din greu pentru a-și depăși sentimentul de lăsat pe din afară și de obicei câștigă poziții importante în grupul social din care fac parte. Tind să reacționeze agresiv sau obsesiv în eventualitatea că trebuie să-și asume anumite roluri, în special cele paterne. Acțiunea reprezintă în acest caz absolutul pentru un nativ afectat de o asemenea necesitate. Intensifică tot ceea ce atinge sau face. Uneori această intensitate trece dincolo de dorințele lor. În mod similar, ca proiecție pentru viitor, spontaneitatea și inițiativa instantanee sunt expresii esențiale. În cazul în care se confruntă cu un obstacol de netrecut, crizele de spaimă devin excesive, iar reacțiile pot fi extreme, atacurile de panică, de exemplu. Se prăbușește, doborât și neajutorat. Acești nativi nu trebuie să se lase dominat de furie și impulsivitate, pentru că atunci când vor evalua consecințele acțiunilor, să nu pună în umbră tocmai viziunea lor despre viață. Cel mai bine este să canalizeze nerăbdarea și agresivitatea constructiv, astfel încât nativul să fie capabil să se împace cu sine și să lucreze cu o mai mare eficiență. Luna neagră în berbec se manifestă printr-o dorință intensă de a fi prețuit la adevărata lor valoare, precum și nevoie de demnitate personală. A nu se confunda cu demnitatea pe care o dă taurul, acea stimă de sine care este generată de posesiunile pe care le au, de averea pe care o au. Cu toate acestea, un profund sentiment de nevrednicie intră în conflict cu aceste deziderate, deși ei pot avea deseori oportunități care să-i ajute să promoveze și să urce treptele ierarhice. În viață, adesea gândim că trebuie să primim ceea ce credem că merităm și când ajungem în situația de a primi ceea ce ne dorim, ne pomenim că din teama că nu vom fi capabili să le facem față, refuzăm, declinăm oferta, cum am spune, prin evitarea unei discuții deschise pe această temă,
cum ar fi oferta unui nou loc de muncă, foarte bine plătit, dar care înseamnă foarte multă muncă. Și asta pentru că spunem că suntem prea buni pentru niște lucruri atât de mici. În realitate, tocmai această micime ne înspăimântă, se proiectează în subconștientul nostru la o scară cosmică, dacă vreți, și determină alte și alte lucruri. Acest comportament autodestructiv, autosabotor, ca să spun așa, se regăsește la cei care au luna neagră în berbec. Frecvent am întâlnit această ipostază. Și nu este vorba că vor să audă de la alții laude, chiar și subtile, nu. Ci pentru că luna neagră în berbec se apără, respinge tot ceea ce nu se încadrează în tiparul ideilor și convingerilor sale. Adică nu se încadrează în tiparul a ceea ce este ea. Dezbrăcată, nudă, însemnând o intuiție formidabilă, în esență. La acești nativi totul este dominat de impuls, de pasiune și de energia care se naște din orice acțiune nouă, orice dorință și prin el însuși. Putem pune totul sub deviza acum sau niciodată, deoarece îi supun totul ideii de temporalitate, de timp, idee pe care o disprețuiesc de fapt cu sinceritate. Și asta pentru că ei nu au timp să pună la îndoială ceea ce vor. Corpul și mintea lor sunt deja unite cu pasiunea care se naște ca atare și înainte de a conștientiza ce se întâmplă, ei se fac foc și pară și totul s-a întâmplat deja, iar evenimentul în sine nu s-a produs, de fapt. Vizual, această persoană emană senzualitate și un erotism aparte, dar forța ei de seducție stă sub semnul agresivității. De multe ori, persoanele cu Lilith în berbec doresc să fie privite drept femei fatale sau bărbat fatal, astfel încât pentru ei trupul devine un instrument și mai ales instrumentul principal pentru atingerea unui scop și un motiv pentru a-l păstra în formă, iar ca să ai forma dorită nu obții acest lucru decât fie printr-o dietă adecvată, fie prin mersul regulat la o sală de sport, la cosmetică. Deci tot ceea ce se întâmplă în jur se raportează la felul cum arătăm. Motoul lor este: dacă eu pot să o fac, pot să o faci și tu. Astfel încât rare ori înțelegerea sau compasiunea pentru slăbiciunea altora să apară. Nu întâmplător, mai nou, și asta mă bucură, se spune că dietele nu sunt universal valabile. Pentru ca o dietă să reușească să ajute o anumită persoană, ea trebuie să fie personalizată. Ea trebuie să țină cont de ceea ce are organismul de oferit și ceea ce acceptă să primească. Nu sunt toate organismele la fel, nu sunt toate corpurile la fel, nu sunt toți oamenii la fel, cu atât mai mult. Știți că mai spuneam eu, câte degete ai la mână? 5. Seamănă vreunul între el? Nu. Exact așa se întâmplă și cu aceste diete. Ei pot fi foarte îndrăzneți în vestimentație, dar vulgari în comportament și limbaj, evidențindu-și astfel superioritatea, dacă vreți. Vezi femeile care vorbesc de maniera să fie auzite de tot localul, de tot biroul, de toată piața sau tot magazinul, dacă se poate. Cea mai grea situație este aici când o persoană cu Lilith în berbec este imobilizată sau paralizată în urma unui accident, în urma unei boli pe care o are din naștere, în urma unei boli, unui sindrom genetic care trece din fază recesivă în fază activă. Pentru că urmarea prejudecăților a mediului din care ei provin sau necunoașterii de către cei din jur a stărilor de neliniște de care suferă acest nativ îi fac acestuia foarte mult rău. Nativul este obligat în ce privește orice fel de acțiune, dar din moment ce este blocat în ceea ce privește acțiunea, dar din moment ce poate atinge cele mai profunde înțelesuri, nu numai prin acțiuni și experiențe concrete, el rămâne la stadiul primar de instinct primitiv. Trăiește cu spaima față de el însuși, cu teama față de durere, pentru că ei nu se pot apăra, fug de orice situație în care se pot confrunta cu durerea.
de la stomatolog la legăturile emoționale. Și mi-am adus aminte, scriind acest material, despre cartea lui Guy de Car, care se numea Bruta. Probabil că mulți dintre cei din generația mea au citit-o. Un om, un bărbat, născut cu un triplu handicap, nu vedea, nu auzea, nu vorbea, acuzat de crimă. Ei bine, un avocat anonim se înhamă, învață limbajul semnelor și se înhamă să-i dovedească nevinovăția. Cât de greu este, cât de greu accesibilă este această lume a acestor oameni. Ei bine, acel avocat reușește să-l pună în evidență. Este foarte interesant, dacă găsiți cartea, citiți-o. Toți cei care au lilit în berbec au o nevoie pronunțată de a recurge la pedepse atunci când sunt răniți. Nu iartă umilința emoțională, așa că pentru femei cu lilit astfel poziționat, experiența emoțională se poate transforma cu ușurință în dramă, dacă nu chiar tragedii, pentru că devin adesea nemiloase și imposibil de cucerit, stricte față de celelalte femei, mai ales dacă sunt și frumoase, dând vina pe întregul sex feminin pentru eșecul lor sentimental, în timp ce bărbații intră în relații fără emoții, dar de obicei fragili și vulnerabili, prea tineri, vor fi partenerii lipsiți de experiență, care cu siguranță nu le va pune în evidență masculinitatea și puterea. Pentru ei este o poziție care induce o gelozie explozivă, tendința spre legături fatale, nepotrivite, care în timp le dă imunitate, dacă vreți, legăturilor întâmplătoare. Pentru femeile cu lilit în berbec, nașterea poate reprezenta un pericol, iar dacă este vorba despre cezariene, atunci acestea pot fi însoțite de hemoragii masive și chiar de moarte. Deci, și la fel, am verificat treaba asta și să știți că am întâlnit lilit în casa a cincea, în mod special, avorturile spontane, dar lilit în casa a opta, în disonanță cu un Marte, care mai semnifică și bisturiu, chiar dacă aspectul pare bun, cu un Marte undeva cât aproape de ascendent în casa a 12-a, care a dus la moartea nativei. Din cauza impulsivității și spontaneității inerente semnului, aici găsim violența. În berbec, Lilit vorbește despre experiențele violente din trecut. Nativul poate fi speriat sau interesat de sânge sau de arme. Cu un berbec înseamnă acțiune, impuls, val creativ, cu Lilit în această poziție avem o problemă legată de ceva ce trebuie neapărat încercat. Pornesc sau nu să înceapă ceva este pentru ei o dilemă. Setea de independență și libertatea este partea evoluției și include și conștientizarea. Nativul se teme că îi va fi îngrădită libertatea de mișcare, libertatea lui la care nu vrea să renunțe cu orice preț. Toate întrebările legate de propria independență, de propria libertate, provoacă decizii iraționale și bruște, dar în același timp poate induce răzvrătirea, nesupunerea în sine, cheful de a înfrunta interdicțiile. Este o poziție în care nativul va reacționa foarte puternic față de putere, lege, autoritate, comandă și subordonare. Nativii pot simți în același timp dorința, dar și teama de a fi lider. Inconștientul păstrează în memoria sa experiențele proaste din trecut, legate de autoritate și de comandă. Iată măcar un motiv plauzibil pentru ambivalența comportamentului din prezent, suprimarea agresivității și autocontrolul. Să știți că foarte mulți, dacă luăm istoric personalități și personalitățile care au fost violente, iubitoare de sânge, cum a fost Gilles de Rais, sau numai departe Contesa Bathory, sau Richard al III-lea, sau primul Plantagenet, veți vedea în tema lor natală un Lilit în berbec. Asta este important de reținut. Ca mamă, nativa cu Lilit în berbec este strictă, explozivă, agresivă, cu furii greu de controlat, violentă,
folosește pedeapsa corporală pentru a-și disciplina copiii. Mi-amintesc de o mamă leoaică cu ascendentul în berbec, care își altoia fiicele ori de câte ori avea ocazia. Cu soțul se purta la fel, adică toată viața el n-a ieșit din cuvântul ei până a închis ochii. Comportamentul față de ele le-a determinat pe fiice să plece foarte devreme de acasă. Prima la 16 ani și cea de-a doua s-a mutat cu sora ei 2 ani mai târziu. Au ajuns în instanță, iar instanța a decis ca fiica cea mică să locuiască cu sora cea mare, care între timp se angajase. De ce? Pentru că și la proces mama a fost impulsivă, mama a amenințat, mama a proferat. Când am configurat harta mamei, am avut surpriza să constat că în afară de semn și ascendent aveam berbec în casa a 12-a, Marte conjunct cu Jupiter, Venus, Mercur, Uranus în primul grad, Iunona și pasul norocului. Din păcate nu mai am harta și nu știu de unde să o scot pe femeie, dar am altele și sper să pot să exemplific mai mult. În altă ordine de idei, nativii care cu această interpoziție vor să-și controleze viața cu orice preț și să-și conștient instabilitatea lor emoțională. Devin egocentrici, dar nu își pot afirma ego-ul așa cum ar dori, pentru că în timp ce el vrea să comande totul, fără a acorda atenție celeilalte persoane, viața nu îi va permite să facă acest lucru. Dimpotrivă, îl va obliga să-și limiteze ego-ul și să se supună voințelor altor persoane, cum ar fi, de exemplu, șeful, soțul sau soția, partenerul, partenera. Propria voință poate fi zdrobită astfel încât nu poate avea încredere în el însuși. Relația eu-ceilalți va fi una dificilă. Poate merge mai departe cu asperități, poate lua direcția unei permanente indecizii sau poate merge în direcția propriei afirmări. Un bărbat să nu fie suficient de viril ca să-și afirme masculinitatea, după cum o femeie nu poate fi suficient de feminină ca să-și poată afirma feminitatea. Nativul sau nativa au o putere de creativitate și o doză de creativitate pe care nu știu cum să o dozeze, cum să o folosească, fapt care îi tulbură, deoarece au impresia că nu le folosește la nimic, mai ales că viața lor se desfășoară în cu totul altă direcție, dar va veni o zi în care această creativitate le va fi de folos. Neputința de a o exprima atunci când ei cred că trebuie să o facă duce la o reacție de respingere. Dacă nu pot să o fac cum vreau eu, renunț. De obicei, asta se întâmplă în adolescență. De fapt, viața îi va ajuta să învețe cum să-și folosească talentul, creativitatea într-un mod non-impulsiv, cu discernământ și fără a încerca să atenteze la libertatea de gândire a altora. Nativii vor afla de asemenea modul în care urmează să aibă loc anumite evenimente, cum să le accepte, cum să le adapteze, dacă vreți, la circumstanțele generate de ele, însă, atenție, pot fi obligați să lupte singuri, să renunțe la ideea de viață ușoară, la o situație socială și afectivă visată. Ei trebuie să-și pună creativitatea în serviciul altora, tocmai pentru a se putea cunoaște pe sine. Pot suferi pentru că renunțând își sacrifică propriul ego, dar existența lui nu le va mai crea suferință în situația asta. Cu toate acestea, atunci când sunt conștienți de puterea lor interioară și vor să o provoace pe Lilith, atunci nu vor mai privi viața ca pe o aventură, vor lua mersul pe jos ca pe o obișnuință și vor fi cu un pas înainte altora. Se întâmplă ca într-o familie să fie două persoane cu Lilith în berbec, dar indiferent de celelalte caracteristici astrologice, în timp, ele vor începe să semene foarte mult între ele. Vor fi atrași de noi teritorii, de noi cunoștințe, nu o să le placă regulile, normal, și nici nu le respectă. Vor putere, sunt cuceritori și nimic nu este mai grav pentru ei în această situație. Fiecare provocare este o motivație în plus pentru a merge mai departe. În tinerețe sunt lăudăroși și vorbăreți, motiv pentru care vor avea o mulțime de probleme. Dar mai târziu se vor strădui să fie părinți stricți și disciplinatori. Principiul lor de viață este păstrarea personalității și integrității interioare. Uneori pot fi extrem de insistenți, deoarece vor ca ceilalți să se comporte ca și ei, conform deviziei fii ca mine.
Nu le plac compromisurile, sunt campionii libertății asumate cu imboldul specific de a se reprezenta întotdeauna pe sine ca pe cineva complet eliberat de influența altor oameni, ceea ce îi conduce frecvent spre situații scandaloase din cauza comportamentului capricios. Ei își vor urma mai degrabă impulsul interior pe care îl consideră un dat. Abia apoi se vor raporta la alții. Au un spirit tânăr și la anii senectuții. Pentru a stabili armonia și echilibrul de care au nevoie, se retrag din viața publică, ca să spunem așa, pentru a se dedica complet dezvoltării încrederii în relația cu celălalt, convinși că numai așa ar putea scăpa de fricile și emoțiile lor năvalnice, dar și de propriile slăbiciuni și vulnerabilități atunci când conștientizează asta. Nativii se simt ca niște deschizători de drumuri în tot ceea ce fac și spun că personalitatea lor este cea care lucrează în detrimentul altora. Devin agresivi atunci când oamenii îl definesc drept pasiv. Ei nu doresc decât să-și urmeze impulsurile, să fie dezinteresați, să fie generoși sau să muncească efectiv, chiar și atunci când nu lasă pe altcineva să le ia înainte, punând propriile priorități pe primul loc. Uneori nu ezită să calce peste cadavre și să calce în picioare interesele altora când vor să-și construiască propriul drum. Sunt imprevizibili și cred că totul le este permis. Pot avea o activitate excesivă, o senzualitate puternică, dar pot da dovadă de cruzime atunci când au tendința de a deveni excesiv de demonstrativi. Când este femeie, rolul provocator de cine credeți că poate fi jucat, dacă nu de angajați sau din subordine sau de colegii de sex masculin. Ne oprim aici, săptămâna viitoare vom încheia cu sexualitatea lui Lilith și vindecarea și transcederea acestei poziții în berbec. Până atunci, luăm o pauză și ne revedem. Am revenit, dragii mei, haideți să mergem acum mai departe cu previziunile pentru săptămâna 15-21 octombrie. Bineînțeles, vom începe cu prietenii noștri berbeci, pentru că săptămâna aceasta li se cere să fie mai profunzi. Știm foarte bine că din 10 octombrie, Jupiter, Marele Benefic, a ajuns în Scorpion, în casa 8 a acestor nativi, casa intimității, a ezoterismului, dar și a jocurilor financiare. Astfel că nativii berbec se vor împărți între jocul seducției în dormitor, încercarea de a-și controla mai mult viața, dar și acumularea financiară pe măsură ce planeta se va plimba prin această casă până în 8 noiembrie 2018. Deci o perioadă, zic eu, foarte bună pentru ei din punct de vedere financiar. În schimb, nu vor fi nevoiți să depună prea multe eforturi pentru că vor atrage oameni importanți în viața lor. Dacă trebuie să schimbe ceva, atunci este să scadă intensitatea și magnetismul animalic care îi caracterizează în intimitate, tocmai pentru a se proteja de relațiile toxice. În timpul acestui tranzit pot intui exact ce oameni li se potrivesc, cum îi ajută să se maturizeze, dar nu fizic, ci și emoțional, și cu care vor fi pe aceeași lungime de undă și îi va ajuta să-și ducă mai departe cariera. Berbecii singuri trebuie să țină ștacheta ridicată pe care singuri, bineînțeles, s-au ridicat-o pe 16-17 octombrie și să nu lase pe nimeni altcineva să intre în viața lor decât pe cine merită. Jupiter stăpânește creșterea, expansiunea și explorarea, iar casa 8 este domeniul intimității, a erotismului și a metafizicii. Ar putea ca în doi să împletească relația cea mai inspirată și mai potrivită pe care au avut-o vreodată. În timpul acestui ciclu jupiterian, loialitatea și libertatea nu se exclud, așa că să-și păstreze mintea limpede vis-a-vis de virtualii parteneri ori virtualele aranjamente, cum ar fi o afacere la distanță. O relație fierbinte ar putea să devină oficială în 2018. De asemenea, vor trebui să aibă grijă la gândirea obsesivă, care poate duce la, știu eu, deraiarea emoțiilor, cum ar fi gelozia și posesivitatea. Berbecul prea atașat ar putea dori să-și provoace propriile limite prin extinderea acestora în interiorul acestui ciclu. S-ar putea ca pe 19 și 20 octombrie să se bucure de ajutorul unui alt cuplu, care să inițieze, să spunem, în tehnica masajului erotic sau pot
participa la ateliere tantrice unde să-și împărtășească cele mai sălbatice fantezii, dacă asta doresc. Simpla deschidere spre aceste lucruri poate fi un proces însă cât se poate de serios. Pentru că Jupiter este și stăpânul călătoriilor și a spiritului de aventură, o călătorie de suflet, împreună cu persoana iubitele poate întări legătura. Destinația aproape nu contează atâta timp cât au intimitate și se simt sexy pe acest itinerariu. Pe de altă parte, cei căsătoriți care nu reușesc să își resuscite relația pot apela la ajutor, inclusiv consiliere, și abia apoi să decidă să pună capăt relației. Dacă totuși decid să se separe, atunci să o facă cu calm, împăcați cu ei înșiși și chiar cu recunoștință, gândindu-se doar la lucrurile pozitive care le-a adus-o această relație. Sâmbătă, pe 21 octombrie, se va deschide oficial sezonul romantic, ca să spun așa. Venus, veșnica îndrăgostită, va fi în domiciliu, în balanță și în casa a șaptea, a parteneriatelor de orice fel, dar și a relațiilor angajate. Berbecii singuri ar putea întâlni pe cineva care bate de departe tot ce au întâlnit până acum. Să-și reamintească de legea contrarilor care se atrag și să rămână deschiși persoanei care este poate mai mult completarea lor decât o clonă. Să-și imagineze ce vor de la ea și cum ar arăta viitorul parteneriat. Își doresc un partener care să-i aibă alături tot timpul sau un partener pe care să-l vadă doar la sfârșitul săptămânii. Cu cât le este mai clar ce vor, cu atât le va fi mai ușor să nu rătăcească în peștera dorințelor. Este o săptămână în care Venus poate ajuta cuplurile să-și aprofundeze legăturile și să ridice lucrurile la un nivel mult mai înalt, pline de suflet și de senzualitate. Dacă doresc mai multă angajare, vor trebui să se seteze pe nivelul de la inimă la inimă. Timpul este total, de aceea le sugerez să evite, este totul, de aceea le sugerez să evite să fie romantici într-o noapte când partenerul lor vine acasă obosit și tracasat. Pe de altă parte, dacă au un moment propice, vor trebui să discute termenii angajamentului. Ar putea fi o chestiune simplă și în același timp complicată, dar cu reguli, cu ceva mai aparte, care să-i ajute să meargă mai departe. Din punct de vedere al sănătății, le sugerez să fie foarte atenți la problemele pelviene, începând de la problemele organelor genitale și încheiind cu vezica urinară, colon, ureter, rinichi. Mergem mai departe la Taur. E bine, și la acești nativi, dragostea plutește în aer, este ca apa de băut și simt așa cu chestia asta cu fiecare celulă. De oricum, de săptămâna trecută s-a produs o schimbare majoră în oceanul lor emoțional, pe măsură ce jovialul Jupiter a început prospectarea în Scorpion, în casa a șaptea, a parteneriatelor de orice fel. Marele benefic a mai fost aici în noiembrie 2006 și romantismul fără speranță va primi de această dată o gură de aer, dacă vreți, o gură de aer salvatoare care să revoluționeze tot ceea ce înseamnă relație sentimentală. Vor fi prinși într-un ciclu care de creștere emoțională, indiferent de starea actuală, și pot naviga spre o destinație fericită dacă asta își doresc, sau una nefericită, la fel, dacă asta își doresc. Taurii singuri ar trebui să-și revizuiască stilul atunci când își propun o întâlnire. Dacă și-au limitat inconștient succesul urmărind sau doar lăsându-se urmăriți de o anumită persoană, trebuie să renunțe la acest formalism și să-și asume ceea ce doresc deschis și nu pe furiș, mai ales în zilele de 15, 16 și 17 octombrie. Jupiter îi poate ajuta doar lărgindu-le orizonturile și să slăbească restricțiile impuse de ei. Și cu încrederea infuzată de aceasta se pot simți capabil să facă prima mutare, ca să spun așa, care le permite să fie deschiși, mai deschiși, accesibili, încă de la prima întâlnire. Jupiter ar putea inspira o poveste de dragoste cu o persoană fascinantă dintr-un mediu cultural diferit sau o aventură undeva la distanță. Dacă sunt într-o relație, Jupiter le va oferi o serie de oportunități care să îmbine interesele cu găsirea de noi modalități
cum ar fi cea de relaționare sau chiar de co-creatori. Ar fi ideal dacă relațiile ar străluci etern, ar fi sigure, dar ca și în cazul altor lucruri importante din viața noastră, recompensele pe care le primim de fapt sunt rezultatul eforturilor pe care le investim. Stelele deschid o fereastră de 3 ori mai mare pentru ei ca să le ofere sănătate, grija de sine și frumusețe interioară, dar și exterioară. Stăpâna lor, fermecătoarea Venus, se plimbă, e drept prin balanță, în casa 6, în casa muncii, a rutinei și a relațiilor cu colegii, a bunăstării personale până pe 7 noiembrie. Acum este bine să consumi alimente naturale, curate și verzi, să ia aminte la noile tendințe din fitness, să meargă la o sală de not, dacă asta vor, să facă călătorii lungi, pardon de cacofonie, punem virgulă, adică să parcurgă cam tot ceea ce își doresc și ceea ce se numește mișcare. Oricum, de când au primit mesajul în ceea ce privește schimbarea fizică de la Venus, au parte de un memento serios în ceea ce privește îngrijirea corpului, a minții și a spiritului, se întreabă dacă este un lux pe care să îl accepte. Nu cred că este, calea pe care către o viață fără stres sau cel puțin în mod mai puțin stresant și fericire interioară, știm foarte bine, sunt pavate cu multe mici acțiuni deliberate. Vorba aceea, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ei, cam ceva de genul ăsta li se întâmplă și lor. Începând cu acest weekend, să aibă în vedere oferta de a da corpului lor ceea ce merită. Mesajul s-ar putea traduce un tratament alternativ, alte modalități de vindecare, cum ar fi shihatsu, terapia craniosacrală, acupunctura sau altele. Este un moment excelent pentru a vindeca dependențele sau obiceiurile alimentare vicioase. Atenție, taurilor, că sunteți mâncăcioși și zodiacului, voi și săgetătorii. Chiar și dependența de diete sau de alimente superprocesate și care, cum bine știm, sunt comercializate ca fiind sănătoase, dar sunt pline de substanțe toxice pentru organism, cum ar fi conservanții, carbohidrații și chiar și zaharurile. Dacă s-au străduit să depășească ceva în trecut, au dat dovadă de o rezistență inconștientă. Acum, cu stăpânul lor zodiacal, acolo unde trebuie să fie, adică cu Venus în balanță, vor fi propriul lor avocat. Să nu subestimeze importanța consumului de apă și somnul. Într-adevăr, dragii mei tauri, asta înseamnă 2-3 litri de apă pe zi și de vreme ce, indiferent de locul în care se află ea în tema natală, poate să plângă, Venus va fi întotdeauna planeta iubirii. Această fază scurtă se va dovedi dulce, deoarece îi va ajuta să vadă o persoană sau o relație fără retușuri și știu unde să îndrepte și ce să ceară. A avea o relație reală, autentică, îi poate face să se simtă mai atrăgători. Cuplurile ar putea dori să adopte mai multe un alt stil de viață, activități sănătoase în timpul petrecut împreună, cum ar fi gătitul sănătos, logic, plimbările de seară după cină, pe jos sau cu bicicleta. Iată un aspect al sănătății care în această săptămână pentru tauri, pe taurii face să iasă din tipare. Gemeni. Ei, pentru acești nativi ridicați un pahar pentru, de bunăvoință într-o sănătatea voastră, aș spune, pentru că trebuie să gândiți în maniera eco și curat. Și la ei evenimentul demn de remarcat s-a produs pe 10 octombrie când Jupiter și-a stabilizat baza de operațiuni în Scorpion, la începutul casei a șasea, tot a muncii și a sănătății. Este o mare schimbare de dispozitiv, deoarece marele benefic va sta în acest sector circa 13 luni. Să se pregătească pentru vitalitate și putere maximă, se vor simți așa cum nu s-au mai simțit de ani de zile, ca să nu mai vorbesc de strălucirea care va radia din interior. Și într-adevăr, este nevoie de puțin efort din partea lor, nu trebuie să facă totul deodată, dar din moment ce Jupiter este cel care susține viața și sprijină mișcările îndrăznețe, de ce nu? La acest sfârșit de săptămână trebuie să îmbrace haine de gospodar, să-și suflece mânecile, figurativ vorbind, și să abordeze acele zone care le creează probleme. Pot începe cu misiunea prin declanșarea curățenii în cămară sau în frigider. După ce au eliminat alimentele care aduc energie, dar și calorii de multe ori triple,
semipreparatele în mod special, să caute și să înlocuiască prețurile de la magazin cu cele de la piețele agroalimentare sau să caute magazinele cu produse considerate ecologice. Se vor gândi chiar să înceapă antrenamente serioase ca să scape de kilogramele în plus prin mersul regular la sală sau la bazin. Pentru o motivație suplimentară se pot recompensa prin alegerea unei săli de gimnastică noi sau cu un echipament de yoga atunci când un gemen arată bine și dispoziția crește de la sine. Zelosul Jupiter îi poate îndepărta de obiceiurile vicioase, dar și de lucrurile care sunt destructive și se îndrepte spre ceea ce este mai bun pentru ei. Să-și răsfețe curiozitatea intelectuală, scufundându-se, dacă vreți, în studiul propriului corp, ceea ce îi va fascina, ce poate fi mai bun decât să citească despre modul de alimentație sau cum reacționează organismul atunci când este agresat cu alimente greu digerabile. Cupidon le întinde pe negândite o capcană atunci când Venus, în pas de tango, tranzitează balanța și le încinge sufletul și imaginația din casa a cincea a iubirii. Până la 7 noiembrie, farmecul lor magnetic va sări din grafic, iar acest lucru nu este ceea ce doresc să risipească, sunt convinsă de asta. Zeiția iubirii vizitează acest sector din grafic cam o dată pe an, iar când o face, poate aduce o poveste de dragoste, o creștere, o sporire a creativității sau o veste despre o sarcină. Pentru gemenii singuri, următoarele 3 săptămâni și jumătate va fi ceva așa, un spațiu euforizant, deci să-și planifice să iasă cu prietenii, să se amestece printre oamenii obișnuiți, oamenii în comunitatea în care trăiesc, că nu se știe de unde sare iepurele. Din moment ce vor fi stăpâni pe situație, nici măcar să nu se gândească să abandoneze. Dar, la fel de adevărat, este că cine nu apreciază un gemeni, nu este pentru ei. Și dacă tot fac un joc direct, să nu se grăbească să se căsătorească. Venus le dă posibilitatea flirtului, dar și le încearcă toate aturile care dispune pe pielea lor. Dacă sunt într-o relație, se va pune accentul pe distracție. Chiar dacă multe sarcini s-au dus la capăt sau în grijă, copiii să știe că acolo unde există voință, există și o cale. Înainte ca Venus să treacă în Scorpion, să-și stabilească câteva întâlniri și să pună în aplicare proiecte rămase în stand-by, astfel încât se poată concentra pe revenirea înapoi în cuplu. Nativii gemeni ar trebui să-și facă timp pentru a se potrivi cu muza lor. Oricare ar fi arta ca suport pentru mintea lor, mai ales se vor bucura să se arunce din nou în ea, indiferent dacă vor doar să fie văzuți sau doar se joacă, ori pur și simplu se pierd în procesul creativ. În ceea ce privește copiii, aceasta este o perioadă fertilă, deci dacă își doresc un copil, este timpul să treacă la treabă. Dacă nu își doresc, atunci să-și ia măsurile contraceptive pe care le doresc. Și pentru că toți am ajuns la capitolul sănătate, să fie foarte atenți, bineînțeles, la ce? La bolile de sezon și în mod special la răceli. Rac. Acești nativi se pare că aud cumva un clopoțel sotto voce în ei. Este apelul de trezire pentru noutăți. Nu trebuie să amâne, ci să se ridice și să strălucească, să impresioneze, mai ales că veșnicul optimist, expansivul zodiacului Jupiter, navighează prin Scorpion în casa a patra, a familiei, a eredității, a rădăcinilor. Nu este o glumă, este un spectacol legitim. Ceea ce înseamnă că trebuie să iasă din cochilie, să-și asume locul potrivit pe scenă, mai ales că sunt susținuți de un trigon regal între Uranus și nodul Nord și Saturn, conjunct cu Luna Neagră. Înțeleg că nu aceasta este procedura standard de manifestare a semnului lor, dar atunci când Jupiter vine odată la 12 ani să-i ajute, nu mai au posibilități, pentru că 12 ani de așteptare, cel puțin, nu atât de mult cât și-ar dori, îi vor face să acționeze în consecință. Este în interesul lor să progreseze și să se autopromoveze. Ar putea fi ceva mai greu decât de obicei la început, mai ales că după 13 luni în care Jupiter a stat în casa comunicării, în casa a treia,
Și dacă sunt sinceri cu ei înșiși, experiența dobândită va fi gata să se metamorfozeze, iar ei să devină actorii principali în spectacolul vieții pe drumul pe care s-au înscris. Că sunt artiști, că sunt scriitori, că sunt muzicieni, s-ar putea să fi lucrat în taină la opera lor în timpul perioadei de hibernare din ultimul an. Bineînțeles, e vorba de Jupiter. Acum pot deveni o revelație. Ajung la oameni, prieteni sau asociați care îi pot ajuta să-și prezinte creațiile. Arta, de dragul artei, este un concept frumos, dar împărtășirea ei cu cei din jur este ceea ce au ei nevoie acum. În plus, de ce să-ți dorești câteva minute de faimă atunci când Jupiter îți oferă 13 luni? Acest tranzit le poate aduce un upgrade, dacă vreți, a vieții sentimentale, fie că sunt singuri sau destul de fericit din postază de parteneri. Călătoria lui Jupiter prin Scorpion, un semn intens în casa a șaptea, le aduce promisiunea experiențelor de vârf care pot implica parteneriate de afaceri sau viața în doi, asocieri neașteptate, așa cum îi place lui Jupiter. Orice călătorie alături de iubitul lor, orice experiență din această trăire în doi ar putea fi un catalizator care să le consolideze relația. Tranzitul nodului nord prin casa a cincea, casa care guvernează printre altele și fertilitatea, face ca unii raci să simtă că a venit momentul să-și mărească familia. Sfatul meu este să se relaxeze, să se bucure de relație, să nu pună presiune nici asupra partenerului, dar nici asupra lor. Nu trebuie să-și facă griji, deoarece nu este nevoie să iasă complet din carapace. Sâmbătă, conjuncția Venus-Marte se instalează confortabil în casa a șasea, în casa muncii, a rutinei, a relațiilor cu colegii de muncă, dar și a sănătății, așa că se pot bucura de calm, de liniște în muncă fără stres, atâta timp cât nu sar calul. Ar putea fi proiectul artistic pe care și-l doresc, fie își vor crea un spațiu mai amplu de muncă, fie că își vor transforma biroul într-o oază de vrednică admirație, indiferent însă ce vor, atmosfera va fi destinsă și veselă. Le sugerez ca sâmbătă seara să dea o petrecere în loc de cină, la care se invită persoanele care le sunt drage și să petreacă o seară cu prietenii. Nu este un moment bun pentru o reuniune. Ce moment este bun, pardon, pentru o reuniune, dacă nu o seară relaxantă? Și din moment ce Venus le sporește farmecul și buna dispoziție, se poate aștepta, bineînțeles, și la nopți fierbinți. Cine știe? O apropiere mai strânsă ar putea progresa în căutarea unei case comune. Pentru cuplurile care se bucură deja de traiul în doi, e bine să se țină de program pentru a face mai multe lucruri ca un cuplu. Iar în ceea ce privește sănătatea, aș vrea să fie foarte atenți și ei la ceea ce mănâncă. Leu. Nu știu dacă își doresc în mod special să lucreze în străinătate, dar s-ar putea să fie tentați de o asemenea ofertă. Se pot simți atrași în direcții opuse în momentul în care Jupiter a intrat în Scorpion și în casa a treia comunicării, a comunității și a drumurilor scurte. Influența expansivă a Marelui Benefic îi poate face să trăiască cu nostalgia orizonturilor îndepărtate în suflet. Dar dacă intim sunt activi și au starea de spirit pentru a crea, efectul stabilizator se va resimți în dorința lor de a dormi în același pat cu partenerul în fiecare noapte. Sigur, există întotdeauna posibilitatea să îmbine aceste două energii într-un mod creativ, cum ar fi să facă un schimb de apartament cu prietenii care trăiesc în străinătate sau să cumpere efectiv o nouă locuință ca să-și lărgească spațiul așa cum își doresc. Sau, de ce nu, să închirieze o casă care are o fâșie de plajă sau o cabană în pădure undeva la munte, pentru că tot am trecut la sezon de toamnă. Deci să se gândească cum ar putea face ca viața lor în doi să le sporească nu doar intimitatea, ci și plăcerea de a fi împreună. Poate că este timpul să-și transforme dormitorul sau colțul liber dintr-o cameră într-un spațiu, să spunem, în care cei doi să facă, eu știu, yoga, exerciții fizice, în care să lectureze, care să discute. Un spațiu care să le confere identitatea relației.
Unii lei s-ar putea să decidă să-și cedeze afacerea cu ajutorul unui agent imobiliar altcuiva. Cu talentul și creativitatea lor nativă în vânzări ar putea face ravagii săptămâna asta dacă și-ar pune mintea la contribuție. În orice caz, nu se vor mai mulțumi cu aceleași vechituri. Jupiter le deschide apetitul pentru aventură, așa că dacă nu au o călătorie sau o formă de mișcare pe agenda de lucru ori în buget, să caute alte modalități de a face mișcare. La nivel personal, se vor evidenția relațiile de familie cu probleme. Este momentul ca acum, dacă au tăcut ani de zile fără să-și spună oful, să abordeze deschis subiectele tabu. Să vorbească politicoși la obiect, să explice fără ocolișuri cum s-au simțit și să se asigure că sunt lăsați să vorbească fără întrerupere. Ar putea exista momente stânjenitoare, dar pot lămuri lucrurile odată pentru totdeauna. Sezonul social va începe cu seriozitate, să fie îndreptând o greșeală, mai ales când Venus și Marte în balanță, un semn în care se simt confortabil și în casa a doua banilor proveniți din muncă proprie și a stimei de sine, vor începe să le dea câteva bobârnace. Calendarul lor se va umple rapid de evenimente, distracții culturale, ateliere de lucru, excursii de weekend, proiecte de serviciu lucrative, meeting-uri alături de colegi, întâlniri, mese împreună cu colegii. Ar putea frecventa mai multe cercuri de prieteni în această fază scurtă, dar intensă. Cu calitățile lor native de conducător, nu se supără când oamenii le cer părerea pentru a alege locații sau activități. Lor este poruncă pentru ei. Cum casa a doua este asociată cu veniturile proprii, cu lucrurile și proprietățile pe care le au și cu stima de sine, acest lucru se rezolvă așa. Ar putea să dorească să găzduiască un eveniment propriu sau un proiect pentru un prieten. Venus este planeta iubirii și a romantismului, așa că este posibil să prefere să păstreze lucrurile luminoase. Cuplurile pot experimenta ceva deosebit, iarba ar putea arăta mult mai verde de cealaltă parte a gardului, bineînțeles, înainte de a se bate însă cu pumnul în piept, să discute, pentru că comunicarea deschisă va fi întotdeauna piatra de temelie a relațiilor de durată. Iar ca sănătate, le sugerez să nu uite de relaxare și de odihnă. Pauză și revenim. Am revenit, dragii mei, mergem mai departe cu semnul Fecioarei. Acești nativi sunt gata să scape de lucrurile care nu le convin. Mai mult, Jupiter, care și-a început călătoria prin Scorpion, le amplifică simțul aventurii și a curiozității, dar și dorința de a ajuta, mai ales că este în casa a treia a comunicării. Aceasta ar putea fi gura de aer de care ei au nevoie. Posibil să fie înregistrat o creștere profesională semnificativă și și-au clarificat următoarea traiectorie a carierei lor. Sau cel puțin au înțeles că nu doresc să mai facă și acest lucru, ce nu mai doresc să fac și acest lucru le-a adus un grad mai ridicat de stabilitate. Începând de săptămâna aceasta, pot să construiască pe această fundație solidă care să le coloreze apoi viața, să ridice câte un zid colorat în fiecare direcție, într-un mod nou și inspirat. Pentru început, să se pregătească pentru o viață socială mai agitată decât până acum, și această agitație, să știți că va dura până anul viitor, când Jupiter va părăsi semnul Scorpionului, va trece în Capricorn. Sunt dispus să compenseze timpul pierdut, nu trebuie să facă mare lucru pentru a da lovitura. Casa a treia guvernează activitățile din comunitatea în care trăiesc, iar orașul natal ar trebui să se dovedească o sursă variată de activități și, mai important, de distracție. Posibil să-și dorească să petreacă mai mult timp în locații apropiate, fie pentru cină, pentru o băutură sau o cafea, pentru a cumpăra sau a verifica anumite disponibilități, tocmai ca să interrelaționeze și să comunice cu oamenii. Împreună cu câțiva prieteni pot deveni obișnuiții cafenele lor din apropierea casei. Un potențial avantaj pentru fecioarele singure. De ce? Pentru că ar putea întâlni perspectiva fie a unui loc de muncă la care ar putea ajunge foarte repede mergând pe jos, fie întâlnirea cu o persoană care să le schimbe puțin perspectiva asupra viitorului.
Și nu e vorba de iubire. Dacă nu găsești ceea ce caută, să aștepte că nu este nicio problemă. Pentru ei lucrurile sunt aranjate, sunt făcute, ca să spun așa. Cărțile sunt făcute. Deoarece casa a treia este și o casă a transporturilor locale, este posibil să-și dorească să investească, de exemplu, într-un set nou de roți de iarnă pentru mașină. Și asta este o... Dar mai mult, își doresc să lucreze în domeniul transporturilor în comun. Au idee ce să facă pentru a ușura acest transport în comun. S-ar putea să facă foarte mulți kilometri și pentru asta au nevoie de o mașină fiabilă, de o mașină bună. Pentru a face călătoria mai plăcută și mai productivă, să facă upgrade la toate gadgeturile pe care le cunosc, să se înscrie pentru un podcast casting interesant sau cel puțin să obțină un nou wireless pentru computerul de bord. Cum Venus valsează alături de Marte în balanță, să se asigure că nu-și pierd complet gustul pentru finețurile vieții. Plăcerea lor pentru lucrurile frumoase, de la haine, mobilier, mâncăruri fine, va cunoaște o turnură neașteptată, deoarece sâmbătă Venus se va îndrăgosti de tot ceea ce înseamnă lux. Sunt vizate cosmeticele de orice fel, gablonțurile, bijuteriile reale din metale prețioase, rujuri, lacuri, creioane de ochi, rimel. Își doresc tratamente corporale, vor un masaj. Foarte bine, să încerce să găsească o modalitate de a se bucura cel puțin de o parte din acestea atunci când își doresc, că au ocazia. Sâmbătă vor să se distreze la cumpărături, atunci să o facă online sau să, eu știu, să-și însoțească prietenii prin magazine. E drept că pot găsi accesoriu de vis pe eBay sau la un magazin de firmă, dar parcă este mai plăcut când o fac ei personal și nu le aduce altcineva în dar. Dacă nu pot rezista dorinței de a cheltui, atunci să fac o evaluare realistă a finanțelor și să stabilească o limită pentru ceea ce pot cumpăra. Astfel, vor putea să se bucure și de o nouă achiziție, cu atât mai mult cu cât portofelul lor nu s-a golit complet, mai ales că trebuie plătită și chiria pe luna care vine, exact cum este lumina și celelalte utilități, așa cum sunt prevăzute pe factura cardului de credit. Iar ca sănătate, ei sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă, dar și acum le spun să fie un pic atenți la alimentație. Balanța. Ei bine, extinderea este distractivă, dar cred că ar trebui să slăbească puțin ritmul. S-au aruncat așa niște chestii cu tot sufletul și acum la un moment încep să simtă că nu mai au suflu. Viața pentru ei și-a reluat cursul normal pe 10 octombrie când semnul lor, pragmatic și echilibrat, l-a văzut pentru ultima oară pe expansivul Jupiter în oglinda retrovizoare. Din 9 septembrie 2016 ei au găzduit planeta cu cifra octanică ridicată în semnul lor, în casa personalității și a exprimării de sine și de multe ori au simțit că i-a făcut să-și extindă limitele propriei cunoașteri de sine, ceea ce nu a fost rău, în mai multe moduri, dar i-au făcut să facă și prostii, din imprudență. Au făcut probabil câteva schimbări dorite în viața lor, dar cu ce costuri? Posibil să fi fost momente sau zile sau săptămâni când au amețit sau au simțit puțină greață atunci când schimbarea a fost foarte rapidă. Au simțit terenul nesigur sub picioarele lor, ca atunci când erau pe nisipuri mișcătoare, dar imediat lucrurile s-au stabilizat. Ei bine, acum a sosit momentul decontului, mai ales că lor le place să cântărească opțiunile înainte de a lua o decizie, în timp ce Jupiter, asemenea unui torent, poate sugera să acționeze mai repede decât au simțit că o pot face, vorba aceea, chiar și un ceas defect, dacă e tras de două ori, s-ar putea să pornească. Iar acest comportament compulsiv va avea avantajele sale. Probabil să fi fost mai retrași pentru ochii publicului sau au făcut unele schimbări dificile în relația lor, în viața lor de familie. Începând din această săptămână, când Jupiter campează în Scorpion și în casa a doua a securității materiale și a banilor proveniți din muncă proprie, pot explora aceste experiențe, le pot analiza, pot găsi zăcăminte de aur, atenție, și
adică lecțiile pe care le-au învățat, și să-și stabilească o altă bază, o nouă bază financiară mult mai solidă. Este un timp bun pentru a se concentra pe visele lor, pentru a-și stabili intențiile și pentru a le manifesta, deoarece vântul cosmic îi împinge din spate. Care sunt obiectivele lor? Un nou loc de muncă, satisfăcător pentru suflet sau doar unul foarte bine plătit? Lansându-și propriul brand, economisind suficient pentru o mașină nouă sau o vacanță de vis? Din moment ce Jupiter stăpânește educația, studiile superioare pot lua în considerare adăugarea unor noi unelte în kitul lor de actualizare a abilităților pe care le au, prin participarea la diverse ateliere, seminarii sau cursuri de formare și de dezvoltare personală. Când vine vorba de banii câștigați de ei, sunt foarte atenți. Venus, plină de viață și dinamicul Marte, onorează anual semnul balanței ca și acum, dând un imbold strălucirii interioare. Carisma și magnetismul lor vor vorbi. Este momentul când radiază căldură și frumusețe, un moment care este dat de naștere în balanță. Să nu asculte sfaturile celor din jur când este vorba despre felul cum trăiesc, dragoste sau copii, îmbrăcăminte sau căsătorie. Pot juca după propriile reguli și când nu sunt sinceri, riscă să nu manifeste dorințele într-adevăr cele mai profunde, dar pot aduce lumină și luminozitate în viața celorlalți. Sunt irezistibile, responsabilitatea lor principală este să se bucure de el. Balanțele singure pot alege cele mai neașteptate perspective, să se bucure de această energie, să filtreze și să nu se simtă presați să facă cereri în căsătorie. Venus, care strălucește prin semnul lor, îi arată sexy, seducători, carismatici. Dacă sunt atașați de o anumită persoană, vor rezista ispitei. Dacă relația nu este construită pe baze solide, aceasta se va dărâma. În schimb, vor reconsidera poziția partenerilor și vor socializa mai mult în cuplu. Iată un element nou pentru ei. Din punct de vedere a sănătății, să consume ceaiuri cât mai multe și să fie foarte atenți la imunitate și la răceli. Scorpion! E un semn cu mari semne de întrebare, ca să zic așa, un element. Pentru nativii Scorpion, de marțea trecută tonul s-a schimbat. Jupiter le redă strălucirea, este expansiv și de bun augur, se lansează în Scorpion, cum spuneam, pentru următoarele 13 luni, asemenea unei rachete pe orbită. După ce a lâncezit un an în balanță, în casa a 12-a, o casă a introspecției și a secretelor foarte bine păzite, a dușmanilor ascunși și ale lucrurilor secrete, pe parcursul căruia s-au confruntat cu emoții adânc înrădăcinate în sine, poate au încheiat o relație toxică, iată că Marele Benefic revine în semnul lor după ultima vizită făcută în 2006. Începând de săptămâna aceasta, sunt înștiințați oficial, astral, că speranțele lor nu pot fi amânate și tot ceea ce au visat să realizeze în viață, acum este pe masa de lucru. Creștere personală, o grămadă de experiență, faimă și avere, atunci acest tranzit nu este ceva pe care să dorească să-l ignore. Astfel că începând cu 10 octombrie vor fi invitați să facă așa cum doresc, să elimine orice limitări sau să se îndoiască de sine, ori să înceapă să facă pași spre a deveni persoana care doresc și să-și facă viața pe care o doresc. Dacă nu, să stea cu minte băncuța lor că vor da greș. Să nu uite că ca peste tot avem dualitatea, aș spune cuvântul. Avem nativi foarte norocoși și avem nativi care fricoși, lași, stau în colțul lor, în conul lor de umbră și stau, pentru că uneltesc de multe ori și iese cu totul altceva la lumină. Ce este foarte important este să nu uite că Jupiter le oferă posibilitatea de a ține ușa deschisă, dar că trebuie să depună eforturi serioase care să respecte jocul și să treacă prin acel portal atunci când trebuie să ia o decizie imediată în loc să se delibereze la nesfârșit. E ca jocul ăla de bile, dai cu, ca la biliard mai precis. Lovește o minge, dar ei analizezi, încerci să-ți dai seama câte alte mingi, câte alte goluri poți coborâ în plasa respectivă și lovești. Tranzitul lui Jupiter
aduce cu siguranță șanse, relații și inspirație. Dar ei trebuie să-și înfrunte propriile temeri și să-și asume anumite riscuri. Artiștii, că sunt muzicieni, actori, scriitori, pictori, au nevoie neapărat de o scenă ca să transmită oferta lor. Scriitorilor le sugerez să pună mâna pe stilou, metaforic vorbind, și să-l facă să spună povești de viață. Indiferent în ce domeniu al artei activează, acesta este anul pentru reușite din acest punct de vedere. Nu mai schimbă forme de manifestare sau face prea multe sacrificii pentru alte persoane, nu. Acum există un nou scorpion. Să își ofere pasiunea reală este cea mai bună formă de facturare. Energia lui Jupiter este generoasă. Totuși, dacă își dau seama că nu este un joc cu miză, miza sunt ei înșiși, cu cât ajută și dăruiesc mai mult altora, cu atât vor câștiga mai mult. Să nu renunțe în totalitate la mângâierea protectoare a casei a 12-a. Romantica Venus alunecă alături de Marte în balanță, dormind în camera pe care Jupiter tocmai a eliberat-o. Afișarea emoțională și suspiciunea pot aduce noi deschidere. Pe parcursul următoarelor 3 săptămâni, fantezia le va fi alimentată așa cum lebedele se cufundă în apa vindecării, ca să le accepte în sanctuarul inimilor. Ceva din ei suportă o astfel de conexiune profundă și inefabilă, iar acest tranzit plin de compasiune a lui Venus îi va convinge să lase garda jos și să accepte pe cineva alături. Cuplurile în care unul dintre parteneri este scorpion ar trebui să acorde prioritate în perioadele de nefuncționare pentru a petrece timpul cu iubitul, iubita și să se bucure de fiecare clipă unul de celălalt, să se angajeze în acțiuni de suflet. Dacă își mușcă buza și încearcă să decidă dacă să se lipească de o relație sau să respingă ideea, să înceteze, să încerce să refacă ambele părți ale dialogului. Se transformă de asta dată în monolog. Trebuie să fie foarte atenți dacă vor să-și arate sentimentele reale și familiei, și iubitului, și copiilor. Trebuie să aibă o discuție cât se poate de deschisă și de onestă cu ei, face to face, cum spun eu, și să nu cripteze toate acestea în mintea lor, creând un adevărat monolog. Ca sănătate și lor le sugerez ceva mai multă odihnă și să fie foarte atenți la durerile de spate. Coloana vertebrală le creează destul de multe neajunsuri. Săgetător! Și ei trebuie să înceapă să lase motoarele la ralenti. Acum este momentul să scoată cheia din contact, să parcheze pentru următoarele 13 luni. După un an plin în care au adunat și bune și rele, avându-l pe Jupiter în casa prietenilor, a prietenilor, a speranțelor, a muncii în colectiv, sunt gata probabil să distingă nuanțele, metaforic vorbind, și să-și tragă sufletul, chiar dacă este încă toamnă. Să paseze din responsabilități și altora. Să lase ordinea și disciplina, să lase microfonul și scena și să se pregătească să iasă din cadru. Aglomerația începe să-i agaseze, nu mai vor ieșiri zgomotoase. De fapt, este o etapă premergătoare intrării, cum spun eu, în hibernare. Acum, cum îmi place mie să spun, să-i pregătească pentru ceea ce va veni, fie nașterea unui copil, fie construirea unei relații, fie o nouă casă. Sunt multe, multe lucruri la care ei trebuie să se gândească acum. Reîncărcarea bateriilor nu este altceva decât trambulina pentru evenimentele care vor curge odată cu venirea lui Jupiter în semnul lor anul viitor pe 8 noiembrie, atunci când atenția tuturor se va îndrepta asupra lor. Dar până atunci, relași, căci stăpânul lor planetar a părăsit semnul balanței în favoarea scorpionului, a plecat dintr-o casă super agitată, cum este casa prietenilor, și a trecut în casa a 12-a, care este o casă mistică și odihnitoare. Indiferent dacă doresc din inimă să adere la conceptul de retragere sau, ca un săgetător adevărat, doresc să-și acorde timp și spațiu pentru a-și pregăti temele, nu vor trăi ca niște călugări, să fim serioși, nu. Sau într-o izolare totală, nici pe departe. Stăpânul lor expansiv și aventuros, sau voiajorul zodiacului, cum mai este cunoscut, deși va naviga în casa a 12-a, călătoria va fi una interioară. Și una dintre temele majore pe care le vor aborda va fi ideea că pentru a crește spiritul,
trebuie să renunțe la ceva material. Pentru a crește spiritual, trebuie să renunțe la ceva material. De ce și cum să o facă, depinde de ei. Sunt într-o relație care nu mai merge, nefericită. Credința este limitată de eresuri, de cutume sau false speranțe, sau luptă să depășească un obicei sau o dependență de care sunt conștienți că nu îi ajută, ci dimpotrivă. Ei bine, în timpul acestui tranzit de 13 luni pot alege să lucreze cu sine, să discute cu un specialist în terapie alternative sau cu un antrenor pentru a se ghida și a sprijini acest proces, uneori provocator, alteori dureros. Să pună limite este noul cuvânt de ordine, mai ales cu acei oameni din viața lor care sunt obișnuiți să profite de bunătatea lor și care așteaptă să existe o limită în tot și toate. Pot decide să ia în serios practicarea meditației sau să aprofundeze practica spirituală. Paradoxal, pot descoperi că pentru a face cu adevărat un pas important, uneori nu trebuie decât să aștepți. Nu trebuie să forțezi evoluția, ci să permiți ghidului tău spiritual sau universului să-ți arate drumul. Nu trebuie să forțezi evoluția. Această fază de tranziție nu va mai reveni decât peste 12 ani și jumătate, iar dacă fac ceea ce trebuie acum, vor fi pregătiți pentru schimbările majore care se vor produce când Jupiter se va lansa în semnul lor. Atenție la cei care nu se încadrează în categoria vampirilor energetici, deoarece vibrațiile iubire se vor face simțite, începând de sâmbătă, când Venus, urmată îndeaproape de Marte, își vor începe dansul prin balanță, în casa 11-a, a prietenilor, a grupurilor sociale și a tuturor lucrurilor care țin de înalta tehnologie. Conectarea cu întregul spectru al umanității la un nivel mai universal, egalitarist, îi poate transforma mai degrabă în căutători. Suvraja lui Venus s-ar putea să fie mai imprevizibil decât oricând. Dacă doresc ceva tradițional, atunci să caute pe rețelele de socializare posibilitățile pe care le doresc. Ziua în care se vor opri va fi ziua în care probabil vor întâlni perspectiva perfectă. Un job care se desfășoare pe internet, o activitate pe internet, un shop, un magazin online, tot ce ține de spectrul internet. Din punct de vedere al sănătății, aș vrea să acorde ceva mai multă atenție digestiei. Capricorn. Pentru acești nativi, nimic nu este în neregulă cu inima sau cu sufletul lor când se pune problema carierei. Sunt campionii muncii. Dar nu uitați că niciun bărbat sau nicio femeie Capricorn nu sunt niște solidari, chiar dacă în ultimele 13 luni s-ar fi putut să se simtă jucători solidari cu expansivul Jupiter în marș prin balanță, în casa 10-a, în casa carierei, ambiției și a succesului. S-ar putea să fi simțit presiunea, să-și fi intensificat jocul sau să tragă de ei pentru a profita la maximum de oportunitățile pe care le-au avut. Dar este o schimbare mare care vine în săptămâna aceasta și o veste bună pentru viața lor socială și pentru cei care se bucură să petreacă, să-și petreacă timpul cu ei. Cu Jupiter în Scorpion sunt gata să oprească, să mai ardă uleiul din lampă până la miezul nopții, sclav al termenelor limită, crezând că doar ei trebuie să-și asume această responsabilitate. Ei bine, este timpul să caute și să empatizeze cu oamenii, cu colegii, cu prietenii și cu spiritele înrudite, atât online cât și în viața de zi cu zi. Semnul lor autodeterminat face să nu îi mai deranjeze să meargă singuri, dar în următoarele luni vor descoperi că le place să lucreze în grup și că puterea colectivă a echipei poate face proiectele mai ușor de realizat și mai creative. Acest lucru nu se referă doar la viața profesională. În sfârșit, au timp să se alăture unei organizații sau să se implice în activități umanitare, ori de creștere personală și care să-i recompenseze în mod holistic. Din moment ce Jupiter este aventurierul zodiacului, s-ar putea ca pentru ei să aibă loc aventuri provocatoare și interesante, cum ar fi lecții de alpinism, probabil, o călătorie spre cele mai îndepărtate locuri, orizonturi,
poate un club de schi, deoarece acest sector al temelilor natale guvernează toate aspectele digitale, se pot bucura și de explorarea unor noi spații virtuale, fie că este vorba de propriul blog, de YouTube sau de un site de comerț electronic. Dacă au deja o afacere online, anul viitor ar putea fi momentul potrivit să-și extindă vânzările sau pentru a găsi oportunități de extindere a mărcii, cum ar fi webinariile sau produsele descărcabile. Să fie selectivi în legătură cu ele, dar și cu cele din care s-au implicat. Și cum vorbim despre un ciclu jupiterian, vor să fie inteligenți și pricepuți cu cei cu care lucrează, mai ales pe cei care îi reprezintă. Să le împărtășească valorile, stilul de lucru și obiectivele. Interviul și cunoașterea terenului înainte de a se alătura grupului are un sens bun. E bun în afacere, așa că să nu fie stânjeniți, ci profunzi în stil capricornian, ca să delege și să delege din responsabilități. Odată ce Jupiter părăsește scena, adepta plăcerii necondiționate, Venus va umple golul pentru câteva săptămâni alături de Marte. În timp ce sunt siguri că păstrează un ochi atent asupra tuturor problemelor profesionale, stilul și atitudinea lor pot fi un întreg mult mai ușor de manipulat. Venus îi ajută să identifice linia care separă afacerea de plăcere și să aprecieze diferența dintre a trăi la locul de muncă și a lucra pentru a trăi o viață bogată și robustă acasă la ei. Semnul lor care iubește structura și ierarhiile, ia granițele și limitările în serios, ar putea ca în timpul acestui tranzit să vadă în colegii lor potențial prieteni adevărați și să li se alăture în orele de destindere. Legăturile profesionale puternice mențin unse roțile angrenajului de la 9 la 5 și din perspectiva strictă a muncii și sunt buni pentru cariera lor, deoarece acești oameni pe care îi vor întoarce mai târziu la viață le vor da referințe și le vor asigura chiar și un loc de muncă mai târziu. Deci tot ceea ce construiesc și tot ceea ce încep, să bazele pe care încep să le pun în această săptămână vor avea repercusiuni undeva în viitor, un an, doi, toate așa se vor constitui. Din punct de vedere a sănătății, au cu fixația pentru un aliment anume, să fie un pic atenți la acest lucru. Vărsător. Pentru acești nativi este timpul să treacă la controlul vitezei de croazieră, să apese pedala de accelerație, să aștearnă la drum lung pentru a-și îndeplini visele. Este marele avânt pe care l-au așteptat de foarte multă vreme. Jupiter, planeta norocului, a creșterii și aventurii, atrage mizele în casa noua, noua casă în care au intrat, și și-au calat busola pentru Scorpion, pe studiile, în semnul Scorpionului, pe studiile aprofundate și pe credință, pe spiritualitate. Semințele pe care le-au plantat cu ceva timp în urmă, unele chiar în urmă cu ani mulți, vor începe să germineze, sau dacă au erupt deja, vor crește ca și cum ar fi fost stropite cu îngrășământ organic de tip A. Cum Jupiter vizitează această parte a temei natale odată la 12 ani și jumătate și nativii vărsători sunt invitați, îndemnați chiar, să facă saltul de credință și cu pași îndrăznesc să pună cele mai mari planuri în mișcare. În timpul creșterii puterii profesionale să nu-și facă griji cine este deasupra sau mai jos de ei. Căci indiferent ce fac, nici măcar nu se gândesc să-și ceară scuze pentru că și-au urmărit propriile scopuri. A trecut ceva timp de când au recunoscut că au pornit și au împins acest lucru spre ceea ce este astăzi. O parte din farmecul semnului lor este acum preocupat pentru bunăstarea tuturor. Să gândească la fel atunci când își îndeplinesc destinul și să se simtă bine privind la realizările lor și vor fi în măsură să acorde o mână de ajutor ca să îndrume pe alții în călătoria lor. Indiferent dacă își doresc să lanseze propria afacere, trebuie să înceapă prin a economisi pentru achiziții mai mari sau să-și îndrepte atenția spre biroul din colț, influxurile benefice ale lui Jupiter, inspirându-i și perfecționându-le abilitățile și talentul. Casa a 10-a le guvernează reputația și imaginea publică. Posibil să fie mai vizibil decât înainte, să se asigure că nu uită de unde au plecat. Dacă au nevoie să-și actualizeze vestimentația,
sau să apeleze la un alt machiaj, la o altă culoare a părului, să se adreseze prietenilor, să-și caute un consilier de imagine pentru a adăuga acea notă de strălucire profesională. Vor să se simtă în siguranță și în rolul de lider ca să le sporească încrederea în sine unora. Pe măsură ce parcurg calea care domină lumea, să nu uite să gândească la nivel global, adică să nu se piardă, cum au obicei uneori, în amănunte, ci să privească totul global. Această perspectivă le asigură un unghiular care poate să pară mai natural începând de sâmbătă, când Venus și Mercur vor traversa balanța. Pe măsură ce planeta spiritului de aventură vor avea, le va aduce energia și va orbita în domenii, vor fi plini de idei creative care îi vor ajuta să-și extindă lumea lor și speranțele și visele și să facă ceea ce își doresc. Desigur, romantica Venus nu se gândește tot timpul la muncă. În casa noua, nativii vărsători ar putea avea vise exotice, mai ales în ceea ce privește arta, gătitul, muzica și, în special, oamenii acelor locuri unde vor să meargă. Pot pleca într-o călătorie neașteptată sau într-o delegație undeva în străinătate. Vârstnicii singuri ar putea trăi o poveste de dragoste cu cineva dintr-o altă cultură și având un fundal exotic. O evadare romantică în doi i-ar putea ajuta să-și reîncarce bateriile. Deci, plecați în concediu și, din punct de vedere al sănătății, încărcați-vă bateriile. În sfârșit, pești, astrele le aruncă momeala ca ei să iasă din ascunzători. Stăpânul lor, Jupiter, conjunct cu Soarele, este în Scorpion, în casa 8-a intimității și a moștenirilor, pentru următoarele 13 luni. Lumea lor este pe punctul de a se extinde într-un întreg mult mai mare, mai tare, mai rapid și mai interesant. Dacă sunt dispuși să-și asume șansele și să meargă împreună la plimbare în această fază, Jupiter îi poate face să atingă un nivel complet nou de succes. Începând din această săptămână, ar putea să se simtă mai dispuși să încerce lucruri noi, care se vor intensifica în următoarele luni, pe măsură ce câștigă mai multă încredere în sine. Casa a opta le poate strepezi buzele, inspirându-i să spună, de fapt, ceea ce este în mintea și în inima lor. Cât de eliberator este aici, nu vă, cât de eliberați se simt aici, nu vă îngrijorați. Nu se îngrijorează nici de cenzură sau nici de cenzurarea altora. Dimpotrivă, Jupiter, alături de Jupiter, vor face jogging printr-un domeniu motivațional și este o binefacere pentru întreprinderi antreprenoriale, în care priceperea în domeniu își va spune cuvântul. Freelancerii vor avea oportunități pentru a-și extinde lista de clienți. Dacă nu așteptați ca oamenii să vă găsească întâmplător pe internet sau pe alte căi profesionale, atunci ieșiți în întâmpinarea lor. Folosiți energia casei a opta ca pe o pedală de accelerație și să vă contactați clienții cu care vreți să lucrați. Dacă nu sunt mulțumiți de statusul lor profesional actual, dar doresc să lucreze independent, să devină proprii antreprenori și să pună o nouă inițiativă care le propună o nouă inițiativă care le poate oferi acea libertate de care au nevoie. În ce domenii ar dori compania lor să se dezvolte? Să-și conceapă strategia afacerilor în următoarele câteva luni pentru a veni cu o ofertă de nerefuzat anul viitor. Este posibil să fie nevoit să-și actualizeze portofoliul profesional cu o specializare nouă, fapt care în cele din urmă va fi un lucru bun pentru ei. Pulsul evenimentelor va fi altul de sâmbătă. Venus își face vizita anuală în balanță împreună cu Marte. Actualizarea CV-ului, participarea la realizarea sarcinilor de serviciu și crearea conexiunilor cu ceilalți vor fi ultimele lucruri pe care mintea lor o va face. Ceea ce doresc ei acum este o conexiune profundă și durabilă cu cineva care să ajungă la nivelul minții și a sufletului lor. Cu intuiția proverbială și câmpul de forță care reprezintă magnetismul casei a opta, ar trebui să poată să taxeze o persoană care să se potrivească cu factura pe care o vor. Să nu risipească timpul cu oamenilor cu discuții în gol. Dacă sunt în cuplu,
să înceapă să se întrebe dacă sunt mulțumiți de ceea ce le oferă această relație. Dacă mai trebuie schimbat ceva pe aici, pe acolo. De ce nu mai au starea de spirit necesară să suporte capriciile partenerului sau a partenerei? Să-și lase corpul să catalizeze endorfinele printr-un exercițiu fizic armonios, riguros. Ca semn de apă, în notul sau scufundările, băile de aburi și sauna îi pot reconecta la sursa lor. Să nu aștepte ca lucrurile să se miște sau să se schimbe de la sine, pentru că nu se va întâmpla așa. Ei vor fi motorul acestor acțiuni. Iar ca sănătate, relaxarea, repet, și desprinderea de tot ceea ce este viciu le va fi de mare folos. Cam astea sunt previziunile pentru săptămâna care urmează, săptămâna 15-21 octombrie. Facem pauză și revenim cu lecția de astrologie. Am revenit, dragii mei, cu ultima parte a emisiunii. V-am rămas datoare cu aspectele privind planetele transpersonale la Iunona. Și atunci, Iunona-Uranus, dacă găsiți nativ cu această combinație în tema natală, trebuie să vă puneți următoarea întrebare. Presupunem că intrați într-o cameră în care sunt 20 de persoane, 19 sunt normale, una are probleme afective. Care este aceasta sau care din cei 20 au șanse cele mai mari să se căsătorească? În niciun caz, una dintre cele 19. Cea care se va căsători va fi persoana care are aceste probleme de suflet. Uranus întotdeauna va face diferențele. Atunci când Iunona și Uranus sunt în relații armonioase, partenerul sau cuplu trebuie să fie unul diferit, atipic și nu intră în necazuri neașteptate. Partenerul va fi independent sau foarte luminos, sau un pic ciudat. Cuplul în sine va fi probabil mult mai deschis, nu libertin, în care fiecare partener își va face treaba și își va vedea de drumul său. Uranus este fanatic când se pune problema de spațiu și de propria libertate. Aspectele stresante pot aduce nativului cu această interpoziție mai multe căsătorii. Iunona Neptun, dacă au un aspect stresant în tema natală, a sugerat să nu se căsătorească cu cineva în prezența cărora se simt timorați, înspăimântați, chiar doar pentru că respectivul sau respectiva au o poziție socială sau pentru că vor să vă salveze de ei voi înșivă. Nu, să vă gândiți doar că ar greși dacă ar încheia o asemenea căsătorie, altfel viața lor va fi una de coșmar și vor avea nevoie după aceea de câteva luni bune, dacă nu chiar de ani, ca să-și revină. Dacă însă aspectele sunt armonioase, vor avea parte de un sau o parteneră cu care vor empatiza, sensibil și imaginativ. Însă chiar dacă este vorba despre căsătorie sau doar de un parteneriat de afaceri, în toate cazurile va exista o înclinație spre a-și idealiza partenerul. În sfârșit, Iunona Pluto, viața de cuplu a acestor nativi tinde să fie intensă și secretoasă. Sexul poate fi vulcanic, amintiți-vă că Pluto este planeta extremelor, a morții și a transformării. Puterea nativului sau a partenerului său va fi afectată de căsătorie pentru că unul dintre ei se va transforma într-un fel sau altul. Aspectele armonioase pot scoate la iveală o rezistență și o stabilitate a cuplului sau a partenerului de afaceri cum nici nu și-au imaginat. Aspectele stresante însă exprimă puterea în forme și atitudini dictatoriale care se va consuma în lupta pentru dominație. Unul dintre partenerii de cuplu va încerca să-l domine pe celălalt. Sentimentele față de partener pot merge cu ușurință de la te iubesc la te urăsc, de la mi-ești indiferent la sunt obsedat de tine. Vom merge acum mai departe cu Ceres, un alt asteroid interesant, asteroidul care hrănește.
care, din punct de vedere astronomic, a fost descoperit în 1801 de Giuseppe Piazzi, un astrolog care întocmea un catalog al stelelor la observatorul din Palermo. La 1 ianuarie 1802, ea a fost mutată de către Olbers în poziția calculată de Gauss. Este cea mai mare dintre cei patru asteroizi cunoscuți, Pallas, Vesta și Iunona, ceea ce ar face din ea o planetă cel puțin la fel de importantă ca și Pluto în tema astrală, deoarece ambele planete sunt pitice. Are o perioadă de revoluție de 4 ani și jumătate. Diametrul ei este de 955 de kilometri, abia vizibilă cu ochiul liber, dar ușor de văzut cu un binoclu. Din punct de vedere social, reprezintă controlul asupra resurselor naturale, regulile în ceea ce privește hrana, gătitul alimentelor și nutriția, chintesența supraviețuirii prin hrană, agricultura și munca oamenilor pentru a-și procura hrana și alimentele, sugerează influența mamei, munca grea, părinții și grădinăritul, ecologia și mișcările legate de protecția mediului. Din punct de vedere psihologic, reprezintă nevoia individuală de a participa la protecția pământului și a resurselor naturale, mai ales atunci când cereți de evenimentelor un impuls transpersonal, fiind conectată prin aspecte cu planetele transpersonale, cu Uranus, Neptun și Pluto. Funcția de îngrijire este transferată de la nevoia de personal pentru îngrijirea copiilor la hrănirea instinctivă a comunității și a mediului, devenind o forță arhetipală care apare în conștiința colectivă, drept nevoia de a avea grijă de natură și de atenție la diminuarea resurselor naturale. Conștientizarea nașterii, a morții și a reînvierii ca și o cunoaștere sacră. Și induce stima de sine scăzută, teama de abundență, sentimentul de abandon sau de nevrednicie, supraatașamentul, posesivitatea, complexul părinte-copil și sterilitatea. Din punct de vedere mitologic, o avem pe Ceres, Demetra, zeița agriculturii și a recoltelor, care simbolizează cultivarea pământului, solul fertil, care alimentează ca o condiție dezvoltarea omenirii. A fost venerată ca mamă care își iubește pruncii. Ciclul naturii ceresiene este revelat de mitologie prin mama singură care își crește cu grijă fiica, pe Core, Persefona, de care se îndrăgostește însă Pluto, Hades și, bineînțeles, o răpește. Întristată și furioasă de această pierdere, nu o mai interesează recoltele și belșugul naturii seacă. Conflictul dintre ea și răpitor este mediat de Jupiter, Zeus, care în calitate de zeu suprem și în particular de tată, decide ca Cora Persefona să stea 3 sferturi din an cu mama sa și 1 sfert din an cu cel care devenise soț. Odată revenită în brațele mamei, primăvara și natura și intră în drepturi, semințele încolțesc, iar florile înfloresc și roadele sunt pe măsura dărniciei acestei zeițe. Din punct de vedere astrologic, locul în tema natală arată cum ne simțim cel mai bine hrăniți, unde ni se poate oferi cu ușurință dragostea și confortul matern. Fertilitatea, uterul și stomacul. Puternic susținută astral sugerează o relație părinte-copil, că relația părinte-copil este tema centrală. Ceres, puternic susținută în tema unei femei, arată că aceasta dorește să cultive dragostea și să îngrijească familia. În tema natală a unui bărbat vorbește despre un părinte bun. Negativ se manifestă prin sentimente profunde de durere și de pierdere, mai ales când este vorba despre persoane dragi, despre probleme la locul de muncă, tulburări de alimentație, probleme cu custodia, cu fostul soț de regulă care își răpește copiii. În tema feminină reprezintă nașterea unui copil, debutul ciclului menstrual, începutul menopauzei, sau momentul în care ultimul copil pleacă de acasă. Ceres însemnă de foc. Ce poate semnifica? Ceres în berbec, vorbim despre independența alimentară, dragostea pentru activitatea fizică. Cei cu această poziție în tema natală
pot simți fie că nu sunt la locul potrivit sau omul potrivit, fie că sunt incompetenți în cazul în care concurează cu propria mamă, la un moment dat. Sunt foarte protectori cu familia lor, atât prin acțiuni de decizie, cât și fizice. Pun capăt unei relații într-un mod extrem de provocator. Ceres în berbec trebuie să fie promovată într-un mod activ, independent de familie și de parteneri. Numai așa nativul simte că este iubit. În cazul în care se simte dominat sau împins de la spate, poate dezvolta o problemă de natură psihogenă. Ceres în leu se mândrește să-și cultive talentele și relațiile cu ceilalți. Oferă un exemplu viu al personalității sigure de sine. Au talentul de a infuza pe alții cu încrederea în sine. În timp ce ei nu sunt cei mai buni în cultivarea aspectelor emoționale, sunt totuși dedicați. Cultivarea altora îi ajută pe cei cu Ceres în leu să se simtă bine în pielea lor, în special atunci când sunt lăudați. Sunt creativi și independenți și știu să-și promoveze principiile. Când sunt dați deoparte, se simt neapreciați, îi ajută pe alții să-și găsească muza în creație și să facă totul cu ajutorul ei. Autoexprimarea este foarte importantă pentru acești nativi. Cultivarea lui Ceres în săgetători este aceea de a-și ascunde calitățile. Tind să reflecte unitatea și pasiunea celor din jurul lor. Au nevoie să fie prețuiți pentru a reuși. Nu le cereți inițiativă pentru că nu știu de unde să înceapă. Această calitate nu intră în preocuparea lor. Preferă să împărtășească înțelepciune, spiritul de aventură și cunoaștere ca formă de îngrijire. Au aptitudini excelente de dascăl și de pedagogi. Pot simți că viața lor este lipsită de sens atunci când sunt triști. Ei se hrănesc cu optimism la propriu. Au o mare pasiune să se ocupe de rezolvarea problemelor sociale. Se simt excelent când libertatea de a explora are darul să le lărgească orizonturile. Ceres în semne de aer. Cei cu Ceres în gemeni se simt îngrijiți atunci când cineva are timp să vorbească sau să scrie pentru ei, hrana lor fiind comunicarea. Călătoria alături de ei va face să simtă că îți pasă. Le place să cultive altora plăcerea de a fi educat, nevoia de a fi educat, timpul pentru sporovoială sau cunoaștere. Împărtășesc informații importante ori de câte ori au ocazia. Când lucrurile nu merg bine, pot fi confuz sau adoptă atitudine superioară. Le place să învețe, să fie ascultați și se simt bine cu ei înșiși atunci când furnizează altora idei sau reușesc să ducă la bun sfârșit sarcini dificile. Ceres în balanță, frumusețea și modul cum este aceasta întreținută. Au darul de a observa micile subtilități din atitudinea altora doar ca să arate că le pasă. Tot ceea ce fac pentru alții este cultivat prin gesturi mici care risipesc armonie și echilibru. Le place ca toată lumea să coopereze și să le împărtășească opiniile. Relația stabilă este una foarte hrănitoare pentru Ceres în balanță. Totuși, pot cădea în capcana de a soluționa nevoile altora și să uite să lucreze pentru sine. Bunele maniere și sensibilitatea față de sentimentele altora îi poate duce la departe în cultivarea acestei combinații și știu să aprecieze efortul. Luxul nu este o irosire pentru că el se găsește perpetu în jurul balanțelor, de la mesele rafinate, țesăturile fine, vestimentație, comportament, dialog, până la întreținerea frumuseții. Ei, când Ceres este învărsător, nativii găsesc consolarea în a fi altfel decât ceilalți. Viața lor este centrată în jurul valorii de prietenie. Cu toate acestea, se simt demoralizați când realizează că cel pe care îl numea prieten numai asta nu este. Se poate simți ca un copil abandonat și trebuie să învețe să se protejeze de aceste stări. Le este greu să recunoască faptul că au nevoie de cineva. Intimitatea poate fi dificilă. Să dezvolte un acut simț al dreptății sociale. Își doresc ca cei dragi să le aprecieze și să le accepte unicitatea.
se simt foarte bine atunci când sunt acceptați de un grup sau activează pentru o cauză. Când sunt înregimentați, se pot simți deconectați sau inadaptați social, pentru că pun mare preț pe libertatea personală. Le place să-și ajute semenii, pentru că în acest lucru, în această ipostază, îi face să se simtă bine. Ceres înseamnă de pământ. Ceres în Taur sugerează că nativul se simte îngrijit atunci când este hrănit și răsfățat. Un masaj bun ajută să se simtă conectați la planul material. Îl pot hrăni pe ceilalți, oferindu-le cele necesare vieții, cum ar fi stabilitatea familiei și cea financiară. Nativii pot deveni dependenți de bunurile lor sau pot echivala cu prețuirea de sine posesiunile pe care le dețin. Atingerea, mângâierea, precum și cultivarea, sunt o parte importantă a acestei combinații. Dacă se pot relaxa, este benefic. Se simt utili în cazul în care oferă o mână de ajutor. Cu Ceres în Fecioară, nativul trebuie să fie, nu vrea să fie critic, dar felul cum abordează ideea de cultivare a persoanei dă această impresie. Se simte bine atunci când se ocupă de detalii. De cele mai multe ori, critica frumos detaliată și explicată se poate transforma în educație. Doresc să se dedice celorlalți prin intermediul serviciului. În cel mai rău caz, devin perfecționiștii care nu vor fi satisfăcuți niciodată de munca lor sau altora. Bine organizați și pregătiți, pot fi dascăli excelenți. Poartă haine de calitate și se hrănesc sănătos. Îi pot învăța pe alții să fie competenți, mândri de munca lor și cum să atingă dezideratele prin autodisciplină. Cu Ceres în Capricorn, nativii se simt hrăniți atunci când totul este organizat și dețin controlul situației. Ei îi ajută pe alții să învețe cum să reușească. Simt un confort deosebit cu fiecare realizare. Au învățat să-și asume responsabilități, așa că acum ei îi vor învăța și pe alții asta. Când dețin controlul asupra acestor lucruri, poate deveni prea independent de statutul său în efortul de a se simți bine. Surpriza o constituie instabilitatea și degradarea lumii. Își stabilesc obiective clare și lucrează din greu pentru atingerea lor. Încearcă tot posibilul pentru a-i face și pe alții să realizeze cât de benefică le este această cale pentru a-și îndeplini visele. Este greu pentru ei să se accepte uneori. Un sentiment plăcut pentru ei este cât de bine au reușit în această viață. În sfârșit, Ceres însemne de apă, Ceres în Rac cultivă dorința de protecție a familiei și a celor dragi, căminul este locul unde se simt cel mai confortabil și se cultivă pe ei înșiși. Știu să se bucure de maternitate ca nimeni alții. Le place să îmbrățișeze pe cei dragi, iar când nu poate asigura familiei cele mai necesare traiului, trăiesc acut senzația că toată lumea îi urăște. Oferă sprijin atât fizic cât și emoțional. Alimentația joacă un rol important în relațiile de familie și cu ceilalți. Cei ale căror nevoi au fost îndeplinite încă de la o vârstă fragedă, vor fi capabili să aibă grijă de alții. Cei care au fost lipsiți sau sufocați cu prea multă afecțiune pot deveni insensibili la nevoile altora. Acceptarea de sine este importantă. Ceres în Scorpion cultivă tandrețe și mângâiere, în special în intimitate. Ei se bucură dacă fac din nimic un mister și dacă au parte de ceva care să-i transforme. Alții sunt cei care pot aduce vindecarea interioară, făcându-i să se simtă împliniți. Legăturile cu cei dragi sunt profunde și fac să se simtă întregi. Nativii cu Ceres în Pești sunt cei care reflectă emoțiile celor din jurul lor. Ei doresc să înțeleagă și să ajute oamenii care trec prin crize emoționale și simt cu adevărat compasiunea pe care o cultivă necondiționat.
Iată, dragii mei, că am ajuns la finalul emisiunii din această seară. Eu vă dau întâlnire săptămâna care vine. Vă doresc ca Dumnezeu și astăzi să vă binecuvânteze destinul și să fiți fericiți!